mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră de a participa la această conferință de presă cumva inedită. Astăzi suntem prezenți aici toți candidații Partidul Național Liberal din Valea Jiului la funcțiile de primar. Domnul Adrian David, candidatul nostru la funcția de președinte al Consiliului Județean și președintele Partidului Național Liberal, domnul deputat Heiuș, căruia o să-i și dau cuvântul să vă prezinte în continuare ce urmează să se întâmple aici. Vă rog, domnule deputat. Mă adresez nu numai dumneavoastră ca și ziariști, ci tuturor locuitorilor Văii Jiului. An de zile vi s-a spus că Partidul Național Liberal nu va face nimic pentru Valea Jiului. An de zile vi s-a spus, dragi locuitori a Văii Jiului, că PSD-ul vă va da și, credeți-mă, v-au dat foarte puțin. An de zile politicieni de la București au venit în Valea Jiului în frunte cu Năstase, Ponta, Dragnea, Dăncilă, Ciolacu mai nou, v-au promis luna și soarele de pe cer, iar când au plecat din Valea Jiului, ați văzut, v-au uitat în secunda următoare. Eu, în acești 4 ani de când sunt deputat și președinte al Partidului Național Liberal, v-am spus doar un singur lucru. Să aveți încredere în mine, să aveți în acești oameni care reprezintă Partidul Național Liberal în Valea Jiului. Iar astăzi vin în fața dumneavoastră să vă spun nu ce vom face pentru Valea Jiului, nu să vă promitem, așa cum au făcut și alții, ci să vă spun în câteva cuvinte ceea ce am reușit noi în 10 luni de zile de când avem guvernarea să facem pentru Partidul Național Liberal să facă pentru Valea Jiului. Când am preluat guvernarea în luna noiembrie anul trecut, am găsit mineri închiși în mină și în 3 zile s-a dat o ordonanță de urgență prin care li s-au acordat toate drepturile de care beneficiau și am dezamorsat o problemă care ar fi trebuit să fie soluționată cu un an înainte. Am preluat conducerea complexului energetic Valea Jiului și am reușit să angajăm peste 100 de oameni, să dăm la 100 de familii o pâine, un loc de muncă pentru cineva din rândurile lor. Am reușit să trecem cu bine peste primele focare de COVID care au fost aici la dumneavoastră în Valea Jiului. Știți? Și nu trebuie să uităm, în luna martie, când acest virus a explodat, câte probleme au fost aici în Valea Jiului și le mulțumesc conducerii spitalului din Petroșani, conducerii spitalului din Lupeni, administrațiilor locale care au colaborat extraordinar de bine cu guvernul României și au reușit să oprească răspândirea acestei boli în Valea Jiului și mai mult de atât, guvernul României a pus la dispoziția spitalelor peste 300 de milioane de euro, bani nerambursabili și spre bucuria mea, spre mândria dumneavoastră a celor din Valea Jiului, primele spitale care au depus documente pentru a obține bani nerambursabili ca să-și dezvolte, să-și modernizeze, să-și pregătească spitale pentru această boală, a fost spitalul din Petroșani și spitalul din Lupeni. De asemenea, din păcate, tot în acest an, stihiile naturii s-au revărsat asupra Văii Jiului și am avut parte de unele din poate cele mai violente inundații care au fost în ultimii 10-20 de ani. Guvernul liberal, într-un timp foarte scurt, a plătit toate despăgubirile pentru persoanele fizice afectate și a alocat sume importante de bani pentru toate localitățile din Valea Jiului. Noi n-am ținut cont din ce partid face parte primarul unei localități, ci am ținut cont de calamitățile care s-au produs, am ținut cont de nevoia fiecărui locuitori a Văii Jiului de a fi rezolvată problema cu care s-a lovit. Și vreau să vă spun doar niște cifre. Lupeni, 20 de miliarde de lei. Petroșani, 20 de miliarde. Aninoasa, 24 de miliarde de lei. Uricani, 35 de miliarde de lei. Vulcan, 10 miliarde. Petrila, 5 miliarde. Bani care în 2 săptămâni de la producerea inundațiilor au fost virați în contul acestor primării. Și
autoritățile locale au reușit în termenul cel mai scurt să refacă ceea ce stihiile naturii au distrus. Săptămâna aceasta, noi, Guvernul Liberal, a plătit toate restanțele profesorilor din Valea Jiului. De ani de zile câștigaseră în instanță drepturi, iar în ultimii 3 ani guvernul PSD n-a vrut să le plătească niciun leu. Săptămâna aceasta au fost plătiți toți banii pe care profesorii îi meritau, îi așteptau de ani de zile. M-am întâlnit în acești 4 ani cu mineri, cu profesori, cu medici, cu pensionari, cu tineri, cu oameni de afaceri din Valea Jiului și le-am spus să aibă încredere în noi, pentru că Valea Jiului trebuie să se dezvolte. Pentru că nu concepem ca județul Hunedoara să se dezvolte fără ca dumneavoastră, cei din Valea Jiului, să o duceți mai bine. Ne-am luat un angajament împreună cu prim-ministrul României în 6 august, când am fost la Petroșani și am avut o întâlnire cu liderii minerilor din Valea Jiului și am promis că mina de la Lonia și mina de la Lupeni nu se va închide. Azi de dimineață am primit de la domnul prim-ministru memorandumul semnat de ministrul economiei și de prim-ministrul al României, prin care se continuă activitatea la minele Lonia și Lupeni. Am rezolvat și această problemă, o problemă care putea fi rezolvată de cel puțin 2 ani de zile. Dar noi, fără să promitem multe, am reușit să facem acest lucru, care este foarte important pentru tot ce se întâmplă în Valea Jiului. Pentru ce se întâmplă azi, ce se întâmplă mâine, ce se va întâmpla în viitor. Mai mult de atât, astăzi eu, împreună cu colegii mei, o să semnăm în fața dumneavoastră o declarație prin care ne luăm angajamentul în fața tuturor locuitorilor Văii Jiului că vom sprijini și vom rezolva înființarea complexului energetic Valea Jiului. Un complex care să fie format din cele 4 mine, Lonia, Livezeni, Vulcan, Lupeni, termocentrala de la Paroșeni și mai mult de atât, să asigurăm finanțarea și să construim o mini-hidrocentrală pe barajul care este astăzi în administrarea, în proprietatea complexului energetic și este păcat să nu producem energie în Valea Jiului și prin forța apei. Este o speranță pentru Valea Jiului, este un lucru care dă o perspectivă Văii Jiului. Mai mult de atât, dumneavoastră, stimați locuitori a Văii Jiului, duminică aveți posibilitatea, aveți șansa unică ca să decideți ca președintele Consiliului Județean Hunedoara să fie un om al dumneavoastră, un om al Văii Jiului. Prin votul dumneavoastră puteți să-l trimiteți pe scaunul de președinte a Consiliului Județean pe Adrian David, omul Văii Jiului, un om care vă știe suferințele, care vă știe bucuriile, un om care când a zâmbit prima dată l-a făcut aici în Valea Jiului, un om care când a plâns prima dată a făcut-o aici în Valea Jiului, un om care poate să fie alături de voi, un om care este alături de voi zi și noapte, care poate să ridice Valea Jiului, să ajungă Valea Jiului, așa cum îmi spunea alaltă ieri când discutam la Deva, lasă-mă, domn președinte, să plec în Valea Jiului, că acolo sunt probleme, și care îmi spunea, mi-aș dori ca după 4 ani în care voi conduce Consiliul Județean Hunedoara, în Valea Jiului să vină oamenii să se stabilească, nu să fie o zonă din care lumea să vrea să plece. Stimați locuitori a Văii Jiului, aveți șansa să puneți în spatele lui Adi toate problemele voastre, să-i dați toate grijile, toate necazurile voastre și sunt convins, așa cum îl cunosc eu, așa cum îl cunoașteți dumneavoastră, că
le va rezolva, pentru că știu că are soluții la majoritatea problemelor dumneavoastră și are ceea ce nu are nimeni. Are sufletul alături de Valea Jiului. Adi, o să-ți dau ție posibilitatea, așa cum este normal, o să ai tu onoarea să citești acel angajament pe care noi îl facem pentru toți locuitorii Văii Jiului, că vom înființa în cel mai scurt timp posibil acel complex energetic Valea Jiului pe care vi-l doriți, pe care îl dorim toți și care va reprezenta pilonul de dezvoltare în continuare a Văii Jiului. Domnule președinte, domnule primar, stimați colegi, dragi colaboratori din presă, vă mulțumesc că ați acceptat astăzi să fiți martori împreună cu toți locuitorii Văii Jiului care urmăresc activ ceea ce se întâmplă în această perioadă, să fiți dumneavoastră martori și noi să fim în rolurile principale în asumarea publică pentru prima dată a unei declarații privind sprijinirea viitorului mineritului în Valea Jiului. Multă lume vorbește despre asta, mulți politicieni se declară știutori și cunoscători și susținători, dar n-am văzut încă pe nimeni să-și pună semnătura în dreptul unui asemenea angajament. De ce este important pentru noi, cei care ne-am născut și cei care locuim în Valea Jiului, să avem această ținută publică în ceea ce privește viitorul mineritului? Pentru că această zonă a fost creată și s-a dezvoltat în jurul activității miniere. Și vreme de mulți ani a fost un motor al economiei pentru întreaga țară. Nu avem dreptul să batjocorim trecutul Văii Jiului și să abandonăm mineritul și să-i abandonăm pe mineri. De asta am rugat pe colegii mei să fim astăzi prezenți în fața dumneavoastră pentru a ne lua un angajament ferm, înscris, că în funcțiile publice pe care le vom avea încredințate în urma votului din 27 septembrie, să avem ca prim gând și ca prim obiectiv sprijinirea activității miniere, păstrarea locurilor de muncă, continuarea investițiilor în minerit, atâta vreme cât comunitatea europeană ne permite, adică până undeva prin 2050. Înainte de a da citire documentului, aș vrea să îi mulțumesc personal domnului președinte Lucian Heiuș, pentru că în ultimii 3 ani, de când este președintele PNL Hunedoara, preocuparea lui numărul 1 a fost legată de evoluția Văii Jiului și de problemele noastre sociale și economice, iar faptul că astăzi atenția Guvernului României este spre Valea Jiului și spre problemele noastre, îi se datorează într-o mare măsură. Declarație publică, având în vedere interesul primordial comun, viitorul economico-social al Văii Jiului. Noi, Lucian Ovidiu Heiuș, președintele PNL Hunedoara, Adrian Nicolae David, candidat pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, Tiberiu Iacob Riți, primar și candidat pentru funcția de primar a municipiului Petroșani, Dănuț Angel, candidat pentru funcția de primar al municipiului Vulcan, Cristian Roșu, candidat pentru funcția de primar a municipiului Lupeni, Ilie Păducel, candidat pentru funcția de primar a Petrilei, Niculina Pop, candidat pentru funcția de primar al orașului Aninoasa și Gheorghe Andrei Perneș, candidat pentru funcția de primar al orașului Uricani, reiterăm sprijinul nostru necondiționat pentru menținerea locurilor de muncă pentru fiecare angajat al complexului energetic Hunedoara. După ce ani de zile PSD a condus spre prăpastie compania energetică hunedoreană prin politicile falimentare implementate și mai ales prin numirea pe criterii clientelare și politice a directorilor, complexul energetic Hunedoara se află acum în insolvență pe fondul datoriilor imense. În doar câțiva ani de la înființare, complexul energetic Hunedoara a reușit contraperformanța de a acumula pierderi care depășesc 6 miliarde de lei noi. Există însă șansa reală ca acesta să fie salvat prin politici economice coerente care au început să fie implementate, iar noi, candidații Partidului Național Liberal din Valea Jiului, ne asumăm public că vom face tot ceea ce stă în puterea și priceperea noastră ca niciun angajat să nu-și piardă locul de muncă. Astfel, după prezentarea planului de reorganizare a complexului energetic, candidații PNL din toate localitățile Văii Jiului susțin înființarea noului complex energetic Valea Jiului.
format din cele 4 unități miniere, Lupeni, Vulcan, Livezeni, Lonea, sucursala Preserv și termocentrala Paroșeni, cu un grup pe cărbune și unul pe gaz. De asemenea, ne asumăm să realizăm acest obiectiv și beneficiem de susținere totală din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Semnat astăzi de către noi toți, 24 septembrie 2020. Am să mă adresez de la aceste microfoane, în primul rând cetățenilor din orașul Petrila, prin care să le spun în felul următor. Cum era și în declarația prezentată de către domnul Adrian David, este în sfârșit momentul și prilejul să constatăm că după multe intervenții pe care și eu personal le-am făcut la guvernele României când aveam funcția de primar, pentru continuarea activității la mina Lonea, guvernul PNL a rezolvat această problemă foarte importantă pentru orașul Petrila. Au fost închise 4 unități miniere din orașul Petrila, mai există mina Lonea și dați în voie numele cetățenilor din orașul Petrila și mai ales a familiilor celor care lucrează încă la mina Lonea să mulțumesc în calitatea pe care o am, în primul rând de cetățean și în al doilea rând ca și candidat pentru funcția de primar al orașului Petrila, să mulțumesc guvernului Orban pentru toate demersurile și perseverența cu care s-a ocupat de când e la guvernare guvernul nostru și se ocupă în continuare pentru Valea Jiului. Putem să observăm că există preocupare deosebită atât pentru continuarea mineritului în Valea Jiului, cât și pentru alocarea de fonduri europene și guvernamentale pentru dezvoltarea Văii Jiului și în acest sens dați-mi voie să mulțumesc guvernului și să asigur cetățenii din orașul Petrila că întotdeauna guvernul PNL și organizațiile PNL vor fi alături de ei. Vă mulțumesc! Să vă spun că dumneavoastră știți cu toții că Aninoasa a fost primul oraș a cărei mine a intrat în insolvență și astăzi îmi face o deosebită plăcere pentru că pot să semnez un asemenea document, că pot să susțin echipa liberală în acest demers. Vă mulțumesc tuturor și sper într-o colaborare bună și voi susține întotdeauna mineritul în Valea Jiului. Sunt bucuroasă pentru că declinul financiar economic al orașului Aninoasa s-a văzut în urma închiderii minei, care era principala sursă de venit la bugetul primăriei. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Mă bucur că astăzi mă pot afla aici, în fața dumneavoastră, deoarece am lucrat în sistem, mai precis, la exploatarea mineră Vulcan. Pentru mine această unitate minieră a fost o a doua familie, a fost casă, deoarece aici mi-am petrecut o bună parte din viața mea, mai precis 30 de ani și 8 luni. Tot la această unitate minieră am fost și lider sindical, astfel am avut ocazia să cunosc toate durerile, suferințele ortacilor cu care am avut activitatea zi de zi. Ca atare, atunci când am fost prezent la exploatarea minere Vulcan, pe data de 6 august, când s-au depus coroane, am promis colegilor că tot ce va fi posibil din partea mea, cu toată ființa mea, voi face posibil, voi depune toate eforturile, astfel încât activitatea mineră să continue mai departe la Vulcan și în toată Valea Jiului, pentru toate cele 4 unități minere. Iată, astăzi avem certitudinea, avem memorandumul semnat în fața noastră, lucru sigur care ne convinge că activitatea se va desfășura mai departe pentru o bună perioadă de timp. Nu pot decât să le mulțumesc colegilor mei, să mulțumim domnilor miniștri pentru efortul depus și ambiția de a ajuta mineritul în Valea Jiului să meargă mai departe. Vă mulțumim tuturor pentru efortul depus, așa cum am spus, și sperăm ca activitatea să continue în bune condiții și
mai ales siguranța să primeze să fie pe primul loc în activitatea mineră. Vă mulțumesc, o zi bună! Bună ziua! Numele meu este Perneș Andrei și, după cum bine știți, sunt candidat la primăria orașului Hurricani. Astăzi nu mai există nicio exploatare minieră, însă în orașul Hurricani însă sunt câteva sute de persoane care mai lucrează la unitățile încă rămase deschise. Mă bucur că astăzi am șansa să-i susțin prin acest demers inițiat de domnul președinte Heiu și de Adrian David, candidatul la Consiliul Județean. Vreau să transmit un mesaj. Sunt mândru pentru că bunicii mei, părinții mei, unchii mei au fost mineri, au ieșit la pensie, au avut șansa să fie astăzi aici și că astăzi, prin acest demers, prin această intervenție a noastră, putem pune umărul la continuarea activității miniere din Valea Jiului. Vreau să vă spun un lucru. Am încredere în colegii mei, am încredere în ceea ce și-au propus pentru Valea Jiului și sunt convins că împreună putem aduce Valea Jiului într-un loc în care, sau pe o direcție de dezvoltare, așa cum trebuia să fie de foarte mulți ani. Le mulțumesc celor din guvern și tuturor celor care se implică pentru Valea Jiului și duminică vă aștept pe fiecare dintre voi să veniți la vot, să ne dați o șansă ca să fim cu adevărat în poziția de pole position, să putem lucra pentru cetățenii Văii Jiului. Doamne ajută! Colegii mei au vorbit foarte bine înaintea mea, astfel că misiunea mea este foarte simplă. Eu vreau doar să transmit un mesaj către cetățenii din Valea Jiului și să le spun că prin memorandum adoptat astăzi de Guvernul României avem siguranța că în continuare locurile de muncă din Valea Jiului sunt păstrate. Avem siguranța că pentru minele Lupeni și Lonea ajutorul de stat va fi acordat, astfel că putem pune în siguranță toate lucrările miniere care sunt în momentul de față în desfășurare. Nu mai avem teama că undeva la final de an activitatea minere se va închide. Adoptarea memorandumului a însemnat o muncă de echipă la care au participat domnul Heiuș, domnul Adrian David, domnul primar Riții, colegii mei din celelalte orașe și domnul ministru Virgil Popescu, care a fost totdeauna atent la problemele Văii Jiului și de câte ori l-am solicitat, am avut deschidere la dumnealui și, bineînțeles, premierul României, care, așa cum știți, astăzi a semnat memorandumul, care de fapt înseamnă asumarea statului român, dorința statului român de a arăta că își dorește continuarea activității în Valea Jiului. Iar actul pe care noi astăzi îl semnăm, dorința noastră de a forma un nou complex energetic Valea Jiului, format din cele 4 mine din Valea Jiului, termocentrala Paroșeni, sucursala Preserv, înseamnă că este clară intenția noastră de a continua activitatea aici, în Valea Jiului, și gândul nostru se îndreaptă spre Valea Jiului. Mulțumesc de asemenea colegilor mei de la sucursalele miniere, colegilor mei de la Sediu Ceh, mulțumesc de asemenea și colegilor din sindicat, pentru că, așa cum v-am spus, a fost o muncă colectivă pentru ducerea îndeplinirii a tot ceea ce a însemnat realizarea pe care astăzi o prezentăm. Vreau să mă adresez, în primul rând, cetățenilor din municipiul Petroșan, dar și întregii Văi a Jiului. Aveți și avem astăzi garanția că prin această declarație publică asumată de toți candidații Partidului Național Liberal la funcțiile de primar, prin prezența domnului Adrian David, candidatul nostru la funcția de președinte al Consiliului Județean, și prezența domnului deputat Heiuș, care este președintele Partidului Național Liberal, avem garanția că, din punct de vedere politic, Partidul Național Liberal va face și a făcut și până acum toate demersurile necesare, astfel încât activitatea minieră să continue în Valea Jiului. În ceea ce privește Petroșaniul, mina Livezeni este cel mai mare angajator pe care îl avem în orașul nostru. A fost o preocupare continuă a mea ceea ce se întâmplă la mina Livezeni. Sigur, sunt legat și afectiv de acest loc de muncă. Am lucrat 6 ani de zile în subteranele minei Livezeni. Știu ce înseamnă munca grea, munca de miner, și pe această cale vreau să le mulțumesc celor care lucrează în subteranele Văii Jiului și în mod special celor de la Livezeni pentru munca titanică pe care o fac în fiecare zi, pentru faptul că își asumă aceste riscuri majore intrând în subteran în fiecare zi pentru a scoate cărbune. Încă este nevoie de cărbune și atât timp cât va fi posibil, activitatea minieră în Valea Jiului trebuie să continue. Valea Jiului s-a dezvoltat în ultimii 150 de ani tocmai datorită cărbunelui. Prețul plătit
de oamenii din Valea Jiului, de familiile acestora. De multe ori a fost sacrificiul suprem. Iar datoria noastră, a celor care astăzi suntem în aceste poziții, este să facem tot ceea ce este posibil ca activitatea minieră să continue, dar în siguranță, și să facem tot posibilul ca memoria acestor oameni care au murit în subteranele Văii Jiului pentru familiile lor și pentru această țară să fie păstrată, să fie nepătată și să fie întotdeauna o ancoră pentru noi toți cei care astăzi beneficiem de pe urma sacrificiului lor. Vreau să vă rog, dragi oameni buni, pe 27 să mergeți la vot, să votați cu sufletul și cu rațiunea și cu mintea pe cei care v-au demonstrat că pot să facă lucruri bune pentru Valea Jiului și pentru județul Hunedoara. Aveți în fața dumneavoastră o echipă de profesioniști, o echipă de oameni cu expertiză, o echipă de oameni cu bună credință și responsabili. Nu am fugit niciodată din fața responsabilității. De câte ori a fost nevoie, în calitate de primar, am susținut activitatea minerilor și vreau să vă readuc aminte că atunci când erau proteste făcute de mineri pe bună dreptate, pentru condiții de muncă mai bune, pentru a nu se închide minele în modul în care unele dintre ele au fost închise, am fost singurul primar care am avut curajul să ies pe stradă, chiar dacă ordinele de partid au fost altele. Pe mine nu m-a interesat ce spune unul și altul. A fost mai important să fiu alături de acești oameni, de colegii mei și de, dacă vreți, de părinții noștri, de toți cei care, într-un fel sau altul, au legătură și în Valea Jiului toată lumea are legătură cu mineritul și a avut de-a lungul timpului. Prezența noastră astăzi aici, repet, este o garanție în plus că Guvernul Liberal va face tot ce este posibil și deja s-au întâmplat lucruri concrete, așa cum le-a spus și domnul președinte Heiuș. Ultimul lucru, ca să nu amintesc toate celelalte, a fost semnarea memorandului și continuarea activității la minele Lonea și Lupeni. Da? Partidul Național Liberal n-a ținut niciodată cont de coloratura politică a unei administrații. S-a gândit în primul rând la oameni și la ceea ce trebuie să se întâmple într-o comunitate. Iar pe această cale, încă o dată, vă mulțumesc din suflet pentru încredere și pentru susținere. Avem ocazia, cu toții împreună, duminică, să schimbăm în bine soarta județului Hunedoara. Adrian David este fiul Văii Jiului, este pentru prima dată când un partid politic vine cu o ofertă la funcția de președinte a Consiliului Județean cu un om din Valea Jiului. Cu atât mai mult, va trebui să ne mobilizăm și să arătăm că ne pasă, în primul rând nouă, celor din Valea Jiului, ce se întâmplă în următorii 4 ani cu acest județ. Vă mulțumesc foarte mult și Doamne ajută!